De îngrijorătoare aici la punctul de întâlnire, în urma unui incident militar extrem de grav la granița dintre Turcia și Siria, forțele rusești și siriene au ucis în această noapte 33 de militari ai Turciei. Turcia este un stat membru NATO și în momentul în care informația curge pe toate agențiile de presă, 33 de militari NATO au fost uciși de forțe ale Federației Ruse și ale Siriei. Chestiunea devine atât de complicată încât derularea evenimentelor nu ne surprinde. Ce s-a întâmplat? În momentul în care a fost lansat un atac al forțelor ruse și siriene asupra militarilor turci care au făcut o incursiune în teritoriul sirian pentru a stopa amenințarea teroristă și valul imens de imigranți din zona Idlib, moartea acestor 33 de militari a fost instantanee. Consecința cea mai gravă este faptul că președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat cât se poate de ritos că în urma morții a 33 de militari turci, țară membră NATO, Turcia va da drumul milioanelor de imigranți sirieni din Turcia către Europa. Informația este, aș spune, foarte complicată. E o declarație care pur și simplu înspăimântă toată Europa și aș vrea să vedeți chiar acum harta și de ce informațiile o să le parcurgem după aceea. Dați-mi harta care să vă demonstreze îngrijorarea noastră. Doamnelor și domnilor, în momentul de față, la granița dintre Turcia și Siria, o să încerc să îmi strâng toate elementele, la granița dintre Turcia și Siria există în controlul Turciei 4 milioane de refugiați din Siria. O țară aflată de 10 ani în război, 500.000 de morți și peste 5 milioane de refugiați. Din acești 5 milioane de refugiați, 4 milioane se află aici, la granița Turciei. Turcia are un acord cu Uniunea Europeană, primește câteva zeci de miliarde de euro pentru a-i ține pe acești imigranți sirieni la granița sa și pentru a nu le da drumul. Aseară, când turcii au făcut o incursiune în regiunea Idlib și au avut un conflict major cu forțe ale Federației Ruse, care sunt prezente pe teritoriul Siriei și sprijină regimul lui Bashar al-Assad, în cleștarea asta, în lovitura asta foarte puternică, rușii și turcii s-au confruntat exact în regiunea Idlib și au murit 33 de militari turci. Vă spun încă o dată. Forțe militare rusești au ucis militari NATO. E o chestiune gravisimă, drept pentru care Turcia a spus, dacă Uniunea Europeană, dacă aliații noștri nu pun presiune pe Siria să oprească măceluri de aici, noi dăm drumul la toți refugiații către Europa. Din păcate, această informație transmisă de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a început să fie pusă în aplicare. Filiera de plecare, de migrare a refugiaților de război din Siria către Europa este prin insulele grecești, prin Bulgaria, prin România, prin Serbia, mai departe către Uniunea Europeană. E mai rău decât coronavirus. O afirmație foarte nimerită făcută de Mădălin Voicu, dar eu vreau să vă provoc în continuare și să vă spun că dacă pe lângă problema uriașă a coronavirusului din România și din Europa adăugăm și un număr foarte mare de imigranți din Siria, refugiați de război, care să treacă prin țara noastră, e un coșmar. Este ceva ce nici nu vreau să mă gândesc cum ar putea fi rezolvat mai rapid și mai bine. În ultimii 4-5 ani, câteva sute de mii de refugiați din Siria, aflați în taberele din Turcia, s-au dus spre insulele grecești. Ați văzut imagini de-a lungul timpului cu mii de sirieni care au murit în ambarcațiuni improvizate, ați văzut copii și bătrâni care au murit, ați văzut insule pline de veste de salvare aruncate pe țărmurile grecești, imaginele au fost dramatice. Mai departe, oamenii aceștia au încercat prin Bulgaria, prin Serbia, unii chiar și prin România, foarte puțin până acum, să ajungă în țările puternic dezvoltate din Uniunea Europeană. Dacă se întâmplă acest lucru, dacă Erdoğan dă drumul
Migranților pe care îi ține la granița dintre Turcia și Siria, vă spun că urmează vremuri extrem de complicate. Și cum spune